Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Altfel, cum căutam noi ieri subiecte de discuție pentru azi, pentru dimineața de azi, am dat peste acest titlu care mi-a dat fiori de gheață. Citez titlul. Iată de ce este bine să pui hârtie igienică în frigider. Și continuă. Ai auzit de această tendință în creștere? Află de ce fac așa și decide dacă meriți să meriți, dacă merită să încerci și tu. Și eu aici m-am oprit și m-am gândit, cine fac așa? Totuși, pentru că zice, află de ce fac așa. Cine fac așa? Cine face așa? Cetățenii. Și doi, decide dacă merită să încerci. Păi ce să spun, numai, eu cred că nu mai avem vârsta ca să încercăm chiar tot. Adică într-o vreme eram dispuși să încercăm multe lucruri. Sigur, societatea s-a schimbat, adică unele dintre lucrurile care ar putea fi încercate astăzi, sincer să fiu, nu le-aș fi încercat nici atunci. Chiar dacă ei făceau, unii dintre ei, așa. Dar vârsta mă împiedică să mai încerc. Cu siguranță unele lucruri nu le-aș încerca deloc, deloc acum. Deci nu vrei să fii în trend. Da. Nimic. Așa. Iar cronicalul de la publicația asta apare în publicația, stai puțin să verific, Click Sănătate. Clicksanatate.ro. Continuă. Citez. Rețelele de socializare sunt un lucru uimitor. Dă prost. Nouă ne spui. Ne permit să comunicăm cu oameni de pe tot globul, răspândind idei și oferindu-ne sprijin, iar printre altele ne încurajează să punem hârtie igienică în frigider. Hârtie igienică în frigider. Deci ce să vezi, domne, rețelele astea sociale, un lucru uimitor, știi? Când a apărut internetul, asta a fost speranța. Mama, acum toate cunoștințele umanității o să fie disponibile instantaneu. Sau aproape, la un click distanță, practic vei putea afla orice, vei putea învăța lucruri, vei putea opere de artă. Și acum, da, această capacitate uimitoare se transformă într-un îndemn de a pune curpapir în frigider. Ce să mai înțelegi? Și citești mai departe Ruiz Astri, editor al revistei Honest Food Talks. Aici, mă înțelegi? Deci, amploare, discuții cinstite despre mâncare. Da. Și revistă? Da. Sau, mă rog, publicație. Spune că în spatele acestui truc se află capacitatea de absorbție a hârtiei igienice. Hmm? Și eu sunt confuz, adică nu m-am gândit niciodată. Credeam că e făcută să absorbă la cald, ca să fiu cinstit. Sau căldut. Adică, fierbinte nu. Da. Măcar, știi? Și băi, frate, când credeai că ai văzut tot ce era uimitor și uluitor pe rețelele sociale, pac, cu atingere rece, îți captează hotărât atenția. Dintr-o parte cu totul neașteptată. Mă înțelegi? Citez în continuare din ce spune editorul revistei Honest Food Talks, Asri Ruiz. Umiditatea din frigider contribuie adesea la formarea unui miros neplăcut, dar și la formarea de mucegai. Am încheiat citatul. Și brusc începe să îmi pice fisa. Deci nu e pentru ce credeam eu. Adică nu pui hârtia igienică în frigider pentru ce credeam eu. Ce credeai tu? Lasă te mai gândești tu. Deci practic pui hârtie igienică în frigider, spune editorii și rețelele sociale uimitoare, ca să absoarbă mirosurile din frigider. Mă înțelegi? Ce nefolosită. Funcționează, se întreabă editorul. Da, până la un punct, în timp ce hârtia igienică va absorbi mirosurile, alte opțiuni sunt mai eficiente, ocupă mai puțin spațiu și generează mai puține întrebări de la oaspeți. E, asta e. Și iată cum e un bun moment pentru revitalizarea industriei de profil din țara noastră. De hârtie igienică. Da. Acum, dacă știm să profităm de momentul ăsta și dacă au un PR bun, pot intra pe rețelele de socializare și să forțeze cu hârtia igienică fără suport din carton, aia românească, cea mai ordinară, care va economisi și spațiu în frigider. Dacă că este afară, nu cred că au văzut hârtie de-asta ca a noastră, de nu poți să o pui pe nimic. Este mai strânsă. Și eventual și cu aia roz, care se dea și un aer exotic frigiderului. Aia roz fragilă. Aia, da. Să avem o discuție despre fragilitatea hârtiei igienice roz fără sul la mijloc. Da, da, da. Cum ar veni. Dar remarcă asta că va genera mai puține întrebări de la oaspeți. Adică aș vrea să ne gândim la oaspeții care vin. Cum ar fi să veniți voi la mine să mâncăm o mărigă, pac, și deschid frigiderul și dăm frigider hap.
îți rânjește o hârtie igienică de aia roz trâmbă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.